O minge acum centrată și ocazie bună. Un șut care este ratat, o lovitură de pedeapsă pentru Universitatea Craiova în finele acestei reprize. Cicâldău este faultat acolo în careu de către Tătar, care primește cartonașul galben și, lucru mai puțin important în momentul de față, va fi suspendat pentru meciul următor Daniel Tătar. Penalti obținut la o fază la care nu anunța mare lucru, nu se anunța mare lucru. Iată-l pe Cicâldău acolo. Reușește stopul în spatele lui Tătar. De aici se vede mai bine și poate că este jenat din spate de fundașul de bandă al celor de la Hermannstadt. Foarte important acest moment în prelungirile primei reprize. Între timp se produce și schimbarea de care vorbeam. Cred că până la urmă în Cololo este cel care a intrat în locul lui Rusu. Moment de maximă importanță, golgheterul bosniac Elvir Kolić în fața golului egalizator în minutul 45+2 pe stadionul Ion Oblemenko. Elvir Kolić, deocamdată arbitrul face ordine acolo și se asigură că toate condițiile regulamentare sunt îndeplinite. Elvir Kolić foarte concentrat, iată-l apropiindu-se de balon, gol! Gol, 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 gol! Egalitate la 1! Vârfurile de atac din cele două echipe au înscris la capetele de repriză. Blănaru minutul 7 și Kolić din penalti minutul 45+2. Sunt specialiști care vor discuta faza duelului dintre Tătar și Cicâldău. Rezultanta este acest penalti pe care iată că Elvir Kolić îl transformă în stil de mare atacant cu sânge rece. Căbuza a avut intuiție și a plonjat pe direcția șutului, însă un penalti se ratează, nu se apără. Iar aici Kolić nu a ratat. Egalitate la 1. Kolić marchează din nou pentru Universitatea Craiova după dubla cu viitorul